nemijlocit pe teren. Lucrările au fost efectuate timp de două săptămâni în perioada 12-25 mai 2014. Ulterior, în luna iunie, a avut loc realizarea anchetei de control sau așa numită post enumeration survey, cercetare post recenzare, după care chestionarele care se aflau în direcțiile raionale au fost transmise centralizat către Oficiul Central al Biroului Național de Statistică, chiar în această clădire. Iată, cam cu asta s-au terminat activitățile din cadrul recensământului populației și locuințelor. Cu părere de rău, acțiunile ulterioare care erau incluse în planul calendaristic nu au fost realizate și am avut o stagnare de circa un an și jumătate. Am venit la acea comisie cu, am elaborat un plan calendaristic nou, prin care până la sfârșitul anului trebuia să finalizăm, mai bine zis așa, s-a cerut că până la sfârșitul anului 2016 să ieșim cu datele publicate. Noi am estimat, am calculat, niciun fel nu se reușea și am convins comisia că până la 31 decembrie noi introducem toate datele, dar mai necesită timp, câtva timp, și ni s-a dat încă 3 luni, adică până la 31 martie, când datele vor fi făcute publice. Acest plan de lucru a fost aprobat și noi am pornit vertiginos la implementarea lui. Deci rata de introducere a chestionarelor, toate chestionarele care le avem, deci rata de introducere a lor în baza de date este de 57,6%. Au fost introduse toate chestionarele din municipiul Chișinău, municipiul Bălți, Ato Găgăuzia și 12 raioane. Datele, să știți că chiar dacă unii consideră că sunt cu întârziere, ele vor fi cu siguranță utile chiar și în perioada care a rămas, pentru pentru elaborarea de politici, pentru factorii de decizie, pentru reforma sistemului de pensionare care a fost anunțată recent și multe, multe altele. Deci, datele recensământului sunt fără de preț, dacă vreți să înțelegeți, pentru orice factor de decizie, fie la nivel național, fie la nivel local, sau mai ales local. Fiecare colaborator lucrează, după cum am spus, 7 ore, în 2 schimburi, inclusiv sâmbătă. Introducerea este automatizată, aplicația care a fost elaborată permite eliminarea greșelilor și ei, în așa fel, au posibilitatea să lucreze cu viteză. Salariul. Salariul depinde... Deci, bine, o să numesc cifra, nu este un secret, 3.700 de lei pentru lună. Am ieșit pe data de 31 decembrie 2014 pentru a avea careva informații societatea, însă cineva a manipulat foarte subtil, a preluat datele de pe pagina noastră web, pe data de 2, când toți erau în vacanță, au adăugat acolo chipurile că sunt date deja ce ține de componența națională și multe alte indicatori, ceea ce este un fals vădit. Noi ne-am adresat atunci organelor competente, procuraturii și tot, deci asta nu sunt datele noastre. Deci ceea ce se vehiculează, asta este un fals și nu rog să nu îl luați în considerație. Datele care vor fi publicate de către noi vor fi plasate oficial și vor fi veridice.